16, ora 10. Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare de Bacău se convoacă în ședință ordinară în ziua 27 ianuarie 2016, ora 10, la sediul Consiliului Local cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat în sumă de 4.537.907 lei la investiția modernizare drum comunal de C122 km 0.000 și până la km 404+00 Sat Rădeana, Comuna Ștefan cel Mare, Județul Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației Dezvoltare Intercomunitară Bacău, prescurtat ADIS. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizare. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2016, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social conform legii 416/2001, cu modificările și completările ulterioare. Proiect de hotărâre privind modificarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare pentru întreaga arie de operare. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul 2 a anului 2015 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor intervenite în inventarul domeniului public al Comunei Ștefan cel Mare. Hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local 65/25/11/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 în Comuna Ștefan cel Mare, Județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a Comunei Ștefan cel Mare, Județul Bacău pentru anul școlar 2016-2017. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării societății comerciale Servutil Ștefan cel Mare, SRL, cu asociat unic, unitatea administrativ-teritorială a Comunei Ștefan cel Mare, Județul Bacău și diverse. Mulțumesc, domnule. Deci, fiind prezentată ordinea de zi, hai să începem cu punctul 1. Puneți la vot. Mă tălăști președintele. Nu tot Matale ești președinte. Matale, în loc să prezidez ședința, îmi pars capel. Ce probleme importante ai. Asta e valoarea președinte. Ședință. Găsiți sămânța de scandal la început. Ce se face? Asta e nivel. Și problema cafelor e prioritară. Asta să fie singurul deranj în ședință. Da, da. Haideți să supunem la ordine de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Deci în unanimitate s-a aprobat ordinea de zi. Începem cu punctul 1. Punctul 1. Având în vedere prevederea articolului 291 din legea 227/2015 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, nivelul cotei TVA este 20% începând cu 1 ianuarie 2016 până la 31 decembrie 2016. Având în vedere adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infrastructură, înregistrată sub numărul de 1584 din 11/1/2016, având în vedere devizul general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului modernizare drum comunal de C122 km 0 la km 4, Sat Rădeana, Comuna Ștefan cel Mare, propun Consiliul Local să aprobe proiectul de hotărâre inițiat. Proiect de hotărâre care spune: se aprobă devizul general actualizat cu noua cotă de TVA de 20% pentru lucrările rest de executat pentru realizarea obiectivului de investiții modernizare drum comunal de C122 Sat Rădeana, Comuna Ștefan cel Mare, Județul Bacău, în sumă de 4.537.907 lei, din care C plus M 4.075.251 lei. Primarul, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezente. Deci, cum bine știți, cota TVA s-a redus de la 24% la 20% și atunci Ministerul Dezvoltării ne-a cerut să facem o reactualizare de vizului general privind obiectivul respectiv. Mai puțin cu 4%. Mai puțin cu 4%. Da. Nu e nimic. Discuții dacă există piteriță. Bine. Deci, o reducere e o chestie... Nu suferă. Haideți să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Marin? Nu mă abțin, dar votul trebuia să nu se scrie la cuvânt. N-am zis. N-am auzit. Facem două vreme. Deci unanimitate. Haideți să dăm citire la punctul 2. Prin adresa numărul 11 din 14 ianuarie 2016, înregistrată la Primăria Comunei Ștefan cel Mare sub numărul 239 din 14 ianuarie 2016, Asociația Dezvoltare Intercomunitară Bacău a solicitat aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației, motivat de prevederile Ordonanței de Urgență numărul 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, necesitățile financiare pentru implementarea în bune condiții a proiectului extindere și modernizare sistemelor de apă și apă uzată în județul Bacău. Adunarea Generală a Asociației Dezvoltare Intercomunitară Bacău a propus cotizația la patrimoniul asociației după cum urmează. Pentru județul Bacău, 250.000 lei, pentru localitățile de rangul 1, respectiv municipiul Bacău, 250.000 lei, pentru localitățile de rangul 3, cuprinse în proiectul extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Bacău, 20.000 lei. Pentru Slănic Moldova, 3.000 lei. Comunele cuprinse în lista de investiții prioritare 2014-2020, 1.000 lei. Comunele fără investiții în infrastructură de apă și canalizare, 100 de lei. În aceste condiții am inițiat acest proiect de hotărâre pe care vă rog, domnul consilier, să-l aprobați în forma prezentată. Deci, noi ne încadrăm la 1000 de lei. Că noi, dacă vă aduceți aminte, am discutat într-o ședință că suntem în master plan de dezvoltare a județului Bacău cu 3.400.000 de euro pentru investiții în alimentare cu apă și apă uzată. Canalizare. Canalizare. Da. Colectarea și tratarea apei uzate. Discuții pe temă. Da, domnul Marin. Domnul primar, spuneați că suntem cuprinși aici la 1000 de lei de euro, da? Da. Ne-a spus că suntem canalizare, punctual. Să-și avem, rămâne și înscris la procesul verbal și să știm și noi de acum înainte. Unde anume? Că altfel ne-am încadrat din coace. La 100. Deci spuneți că ne încadrăm la 1000, da? Canalizare, unde? Suntem pe lista de investiții prioritare a județului Bacău pe 2014-2020. Deci acolo nu spune în ce sat, în ce cătun să face canalizare sau să face alimentare. Da, dar la, ca anexă trebuie să vedem și noi lista. Suntem sau nu suntem? Mergem pe principiul unde a spus dumneavoastră sau trebuie să derulare? Canalizarea este în derulare. Deci avem corpul și noi aia. Nu este aia. Nu este aia, nu. Când o să facă prin Asociația Dezvoltare Intercomunitară. Atunci o să acționeze în fiecare comună. Vorbim la trecut, domnul primar, da? La viitor. Da. Acest viitor are o listă... 2014-2020. Dom'le, lista asta am discutat-o în 2008. Am actualizat-o. V-am edificat, corect. Altcineva. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Și unul a limitat că a fost aprobat și punctul 1. Dăm citire la punctul 3. Da, acum e vorba de cotizație la ADIS, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare. Și... noi ne încadrăm la comune cu o populație cuprinsă între 3 și 5.000 de locuitori, la o sumă de 2.000 de lei pe an. Și câte cantitate de livrări reprezintă suma asta? făcut un mediu. În momentul de populație. Haideți să... Noi am plătit cotizația asta și când nu era firma de salubrizare. Deci este cotizație la ADIS, la asociație. Nu este în funcție de cantitatea de gunoi care se colectează de la... Deci în funcție de numărul de locuitori. Și gunoiul care se colectează este cu totul altceva. Deci asta este o asociație care are caracterul de reprezentativitate. Deci ea ne reprezintă pe noi în relație cu prestatorii de servicii. ADIS-ul Bacău nu e înființat acum. De ani de zile tot aprobăm cotizația. Noi suntem membri în... Da, așa se stă pe noastră. Nu este la telefon, uite. De 9 ori. Îmi faci cafea și îl vorbește la telefon. Ai dreptate că nu-ți faci datoria de ei. Scuze. Da, domnul Dohodalu, ce mi-e grav? Să vorbești la telefon sau să împarți cafea? Și am nu sunat, telefonul e chestii bun simț. Dacă nu e de altceva. Da, dar el e prins în regulamente de funcționare a Consiliului Local. Dacă nu avea posibilitatea să fie închiși telefonul. Da, dar pentru oameni de asta, de asta este regulamentul și președintele de ședință trebuie să respecte regulamentul, să aplice regulamentul. Afară de anul la bună știință și poate. Că vă depășești în momentul. S-a spus, să știi. Poți să nu scriu și eu la cuvânt, dacă mai știi. Păi nu s-a terminat. La ce? Referitor la... Dacă ești prins nici măcar nu ești. Dar n-am zis, e tot... Bă, dar chiar nu vă e rușine, chiar... Adică ăla vorbește la telefon și tu îl judici pe președinte de ședință? Păi da. Fiecare pentru el, pentru faptul. Da, fiecare pentru el. N-am zis dacă e cineva care să discute și n-am zis. Poftiți, ziceți. Noi suntem în ADIS-ul ăsta, da? De ani de zile. Dar ADIS-ul ce face pentru noi? Mai clar, că văd că nu ne reprezintă total sau foarte normal în relațiile cu agenții economici. Domnul primar știe și că a mai fost la ședința când ne-a impus nouă, că printre altele sunt și eu întreprinzător particular, o taxă pe gunoi ca să facem 1000 de kilograme. Da. Deci nu e la subiect. Păi, dar nu ne reprezintă, domnule. Noi facem aici referire că trebuie să cotizăm, că trebuie să le dăm anual nu știu câți bani și ei trebuie să ne reprezinte pentru treaba asta. În relația noastră, ei ne reprezintă în relația noastră cu prestările astea, servicii care ne ridică gunoiul, da? Nu. Cu Romprestul. Nu. De ce să ne reprezinte ei? Dar atunci cum ne reprezentăm noi singuri? Păi, noi facem parte, da. Dar nu este subiectul discuției. Nu este subiectul discuției. Păi da, dar ajungem la subiectul discuției. Dar la ce să mai cotizăm? Dacă ei nu ne reprezintă echivalent. E împotrivă, da. Eu stau de vorbă cu toți consilierii, am stat de vorbă și cu întreprinzătorii particulari, pentru că ei ne impune o taxă de gunoi de 1.000 și ceva pe an. Domnul primar și cu noi atunci, pe lună. Domnul primar și cu... ați văzut, dar n-am putut să reducem la mai puțin de jumătate. Dar ADIS-ul n-are un cuvânt de spus la treaba asta. Dacă un întreprinzător particular face 100-200 de kilograme de gunoi... Chiar dacă nu face obiectul discuției, în caz am avut la mapă adresă de la ADIS, prin care s-a stabilit cantitatea de 0,5 metri cubi și... suma aferentă, deci 110,7 cât era, așa împărțit în două. Păi și așa este tot mult, 100,5. Dar e nemulțumirea ta, dar nu discutăm acum dacă tu ești mulțumit din contractul cu ADIS-ul, de cuantumul taxei. Păi da, dar aici nu ne reprezentăm asta, că nu primești două societăți. Dar n-are treabă discuția asta cu societățile particulare sau cu stat. Bă, da, domne, cum să nu... N-are legătură discuția asta. Păi, dar atunci nu mai cotizăm la ADIS sau începem să facem... să adunăm semnături ca să ieșim din ADIS, domn primar. Eu asta intenționez să fac. Păi, dar nu se poate așa ceva. Cum să plătești o societate comercială care nu faci gunoi deloc 650.000 pe lună? Bă, cu ce sunt eu de vină? Păi nu, dar... Că tu nu înțelegi. De ce trebuie să te suport eu atâta pe tine? Că tu nu înțelegi o chestie. Ia spune-și... Intrarea în ADIS s-a făcut cu hotărâri de Consiliul Local. Da. Și ăștia se poate face tot cu... Și ăștia se poate face tot cu... hotărârea Consiliului Local. Da. Dar, la număr din motivații. Deci, inițiază un proiect de hotărâre, dacă ești nemulțumit din prestația ADIS-ului, inițiază tu un proiect de hotărâre de ieșire din ADIS și bagă un Consiliu Local. Păi, dar nu este normal. Nu discutăm asta acum. Dumneavoastră ar trebui ca să... Sunteți... Să încalci legea pentru tine. Dar nu încălcați legea. Să plătești taxa asta la ADIS. Nu încălcați legea. Romprest. Nu încălcați legea, domnilor, dar nu ne reprezintă. În felul ăsta, pe reprezentătorii particulari nu-i reprezintă ADIS-ul. Pe ceilalți cetățeni, da, este bine 3,75 sau 4 fără TVA sau 4 și ceva. Este foarte bine. Dar cine este măsură de acolo? Eu nu sunt locuitor al acestui comun? Păi, dar nu tot ce-ți convine ție să fii bun și pentru altul. Și ce nu-ți convine ție să nu fii bun și pentru altul. E exagerat de mult. Sunt alții care sunt mulțumiți și cu taxa la jumătate. Sunt. Asta are și raționament financiar. Nu are niciun raționament, pentru că vine ea și de acolo și de dincolo. Și sunt societăți comerciale care poate să facă la jumătate sau la 3 sferturi din taxa respectivă. Dar nu sunt scris în ADIS, pentru că nu vrea să-i primească cineva în ADIS și așa mai departe. Aici sunt interese politice din partida PSD-ului. Interese din partida PSD-ului ca să... în ADIS. Da, da, da. De fapt, dacă tu nu pricepi nimic, ce să mai... Dar ce să pricep? Eu nu pricep. Haideți să supunem la vot. Cine este pentru? Să abține cineva? Putere sau opoziție? Nu sunt comune din PDL, din PNL, care sunt înscrise. Este cineva împotrivă? Păi da, dar probabil acolo negocează cineva. Domnul președinte. Păi da, am întrebat, am zis... Este cineva împotrivă? Bun, se abține cineva? Eu înțeleg mecanismul. Se abține cineva? Deci în unanimitate a fost aprobat și punct. Haideți, dăm citire la următor. Deci faceți repetiții, mă, înainte de a veni la... Acum, am întrebat, nu mi-a zis. Dacă votez cu... Faceți repetiții, prelucrează. Am spus eu că nu votez. Votați cu realitate. El a zis că el înțelege mecanismul, înțelegi și tu. Dacă votați, votați cu realitate. Asta este problema ta, că nu vrei să ne reprezinți, și a ADIS-ului, în relația cu Romprestul. Hai că dă bine la camera asta ce spui tu. Da, deci aia nu știa. Dar să știi deja. Dar să știi. Dar și la Onești să vedeți ce este cu ADIS-ul ăsta. Aveți impresia chiar toți oamenii. Hai să vă că avem altceva pe ordinea de zi. Astea le vorbești în curte la primărie sau în alt fac. Referitor la punctul 4 cu planul de acțiuni și lucrări de interes local cu cei de la 416, știți destul de bine că pentru banii care îi primesc sunt obligați să facă anumite ore în folosul comunității. Și am făcut un plan de acțiuni și lucrări de interes local întocmit în conformitate cu prevederile articolului 6, alineatul 7 și 8 din legea 276 pe 2010. Și avem așa, ca obiective: lucrări de curățare manuală a albilor părâurilor de pe raza Comunei Ștefan cel Mare. Termenul este permanent, resurse, beneficiarii legii 416, răspunde viceprimar. Întreținere zona centrală a satului Ștefan cel Mare, cămin cultural, dispensar uman, școală, termen permanent, răspunde viceprimar. Lucrări de întreținere a zonei adiacente bibliotecii din satul de reședință a comunei, permanent, răspunde viceprimar. Lucrări de întreținere a zonei adiacente școlii clasele 1-8 Negoiești și a școlilor din grădinițele din comună, termen permanent, răspunde viceprimar. Lucrări de întreținere a acostamentelor pe lungimea drumurilor comunale și județene aflate pe raza Comunei Ștefan cel Mare, termen permanent, răspunde viceprimar. Lucrări de curățare a resturilor vegetale aflate pe marginea drumurilor comunale județene pe raza Comunei Ștefan cel Mare, termen permanent, viceprimar. Acum să nu vă mai spun, toate este cu termen permanent. Și toate cu viceprimarul. Avem, și toate viceprimarul răspunde. Până în 2020. Mai aveți lucrări de întreținere în incinta curților instituțiilor publice din Comuna Ștefan cel Mare, întreținerea șanțurilor de scurgere a apei de pe raza comunei și intervenții ocazionale. Avem lucrări de demolare a construcțiilor dezactivate din domeniul privat al comunei și alte activități de interes și utilitate publică. Și întreținerea în sezonul rece a drumurilor comunale și județene de pe raza comunei. Asta este în lunile octombrie, decembrie, ianuarie, până în martie, sezonul rece. Tot viceprimarul răspunde. Deci de toate răspunde viceprimarul, numai că și viceprimarul poate să dea dispoziții mai în jos. Da, o să o facem pe... Sunt coordonatorul și executantul? Sigur că da. Eu vă asigur că aceste treburi care le-au prezentat domnul primar, acest program, s-a desfășurat și până acum. Și eu sunt mulțumit despre modul în care se aplică prevederile acestei legi. Nu mă laud, dar avem o serie întreagă de resurse pe care să le orientăm spre aceste acțiuni. Și vă asigur că și în perioada următoare se va înfăptui aceste chestiuni prevăzute și mă declar de acord cu acest program. Dacă mai aveți ceva de adăugat în sensul că sunt la programul respectiv, poate aveți inițiative dacă. Destul fost, nu mai trebuie să vorbim. Da, eu am să-mi permis să vorbim. Domnul Matieș. Noi și în teren așa. Domnilor consiliere, sigur, mai sunt multe lucruri de făcut, vorba domnul primar, domnul vice. Ele s-au făcut și până acum, pe parcursul anilor trecuți și se vor executa și în continuare. Trebuie să găsim niște locuri unde să putem planta, domnul primar, să învățăm pe copii, să învățăm pe noi, să luăm școala, un copilaj. Domnule, am plantat un pomișor undeva. Nu neapărat un pom fructifer. Ala știm ce se întâmplă cu el. Dar sunt locuri cu domenii publici unde se pot planta. Știți ceva? Doar numai de dragul, dintr-o sută de copii, dacă măcar unul rămâne cu ideea că, domnule, să plantez și m-a învățat cineva la școală sau m-a obligat cineva. Vedeți dumneavoastră. Asta zic, indiferent că-i salcăm, indiferent că-i plop, indiferent că-i ce este, el produce atâtea beneficii. Mă rog. Recapitularea ce spune dumneavoastră, am avut acum vreo 3-4 ani, dacă nu mai bine, o acțiune cu elevii de la școală și am plantat toată coasta aia la Livada. Așa este. Asta e anual. Asta se face anual. Știu că dăm puieți. Da. Aici toate școlile fac. Și îmi pare rău că au fost rupți. Asta e. Au legat cai de ei și care au rămas, vedeți că aici pe acolo sunt destul de mărișoare. Ați văzut, păcat. Dacă mergeți în zona aia altă, pe la Baștea, așa. Da, la Chiriac, ei, o să vedeți că tot versantul ăla l-am plantat anul trecut. Da, aproape 2000 de puiete sunt. Anul trecut. Da, anul trecut. Da. Ei, acolo n-au mai fost rupți. O să vedeți la primăvară cum o să învezească. Deci un lucru, zic eu, bun. Și la asta vom avea astfel de programe. O să mai avem, dacă ne mai... dă o colă, mai pune la dispoziție puieți de salcăm, o să plantăm toată coasta aia la Bogdana și la Livada. Și aici o să fie acțiuni, o să fie cu elevi de la școală, dar mai am, o să fie cu cei de la 460. Chiar și cu ei foarte bine, dar asta zic, știți... Nu, noi avem în vedere să plantăm toate... Sigur, mai ales că sunt prezentă și pericolul de alunecare de unii. Și încă un lucru, dacă mai e permis, domnul primar. Atâți câți mai sunt ei, copilași, nu știu câți or fi, tineri, nu știu câți or fi, dar sunt. Sunt 500 și ceva. 500 și ceva. De elevi cu preșcolari la... Da. Preșcolari, da. Preșcolari și elevi, 500 și vreo 35, 37, cam așa. Deci, ce vreau să vă spun? Chiar cu aceste forțe, poate chiar și manual. Haideți să amenajăm, mă gândeam la utilajul ăsta, haideți să amenajăm câte un colțișor de joacă pentru copii ăștia, să nu-i mai vedem în stradă, domnul primar. Știți ceva, nu necesită investiții nimic. credeți-mi, nimic investiții. Doar, v-am zis, și manual, dacă și pe ei, dacă îi convocăm cumva, știu, și spații există, să știți. De exemplu, la noi, peste Pârău, acolo în față, la Vondus. E și protejat acum de malul ăla făcut, călvarea ăla. Dar și apa suplu mai mult în partea cealaltă. Bun, haideți că ne abatem de la... Exact. Discutăm la diversați. La Helegiu, toată lumea a dus pe Bacău. România a făcut acolo la intrare în Helegiu. O duc, vin cea automat de la 2 km, 5 km din cap să joace aici. Nu-i caracterul la bloc. La bloc, de exemplu, sunt din centri, alea sunt 3-4 de copii la un loc. Domnul președinte, la diversați. Acolo sunt primari, adevărați. Și care vrea să facă ceva în comuna lor. Da. Mai are cineva ceva de adăugat? Haideți să supunem la vot. Ai punctat bine și tu acum. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Și nu am limitat. La punctul 5. S-a modificat tariful la apă pentru populații și pentru celelalte, pentru alți consumatori. Și la alimentare cu apă și la canalizare. Tot în urma scăderii cotei TVA. Deci până pe 31/12/2015 la populații prețul cu tot cu TVA era 4,3. Acum, începând cu 1 ianuarie 2016, 3,78 la populație și 3,47 la alți utilizatori. La canalizare e 3,19, a fost 3,19 pe metru cub. De la 1 ianuarie 3,08 la populație și 2,57 la alți utilizatori. Astea sunt prețurile cu TVA? Da. Cu TVA 9%. Ați zis destul de bine, cu TVA 9%. 9% la alimentarea cu apă și 20% la canalizare, ca să știți. Nu e 9% peste tot. Apa potabilă este. Da. Eu știu că avem în față, documentați, vedem. Da, dar trebuia să spui și că 20% la canalizare, nu 9%. Discuții pe tema asta? Domnul Pontea. O întrebare. Cum se calculează? Pentru că nu știu și să explicăm la oameni. Cum se calculează la canalizare? În funcție de apa consumată. Dacă 100% sau... Dar cine trebuie și eu sunt? Cred că 100%. Ei, cât consumi, atât se duce pe canal. E logic. Nu e logic. Dacă se dă la animale, unde se duce? Care uz în grădină, aia nu se duce. Deci apa potabilă nu are destinație deodată în grădină. Deci canalizare. E apă potabilă, aia nu e apă de irigată. O folosești tu, aia e altceva. Îți asumi... Nu mă gândeam că este un... Nu mai e așa de... Deci o folosești. Folosești și canalizarea pentru aia. Vede la oraș, nu face altceva. Ia apă și se spală eventual. Și atât. N-are găini, n-are porci, n-are roșii. Cine este pentru? S-a abținut cineva? Împotrivă? Unanimitate? Haideți să dăm citire la următorul punct. E o măsură benefică și pentru popular. Domnilor consilieri, proiectul de hotărâre prezentat duce la îndeplinire sarcina trasată primarului de a face analiza stadiului de înscriere a datelor din Registrul Agricol, analiza semestrială care va fi supusă dezbaterii în ședință de Consiliul Local conform articolului 8 alineatul 4 privind aprobarea normelor tehnice de completare a Registrului Agricol pentru perioada 2015-2019 stabilite prin ordinul comun al MADR, MADRAP, Ministrului Finanțe Publice, numărul 134, 480, 1003, 3727, 29/4/2015. Conform acestei prevederi, Consiliul Local aprobă prin hotărâre măsurile de eficientizare a activităților de înscriere a datelor în Registrul Agricol. Cu referire generală, având în vedere raportul de control prezentat de secretarul comunei cu ocazia constatărilor efectuate în Registrul Agricol, pot menționa că înscrierea datelor în Registrul Agricol la Comuna Ștefan cel Mare de Târgu Ocna s-a realizat conform normelor tehnice și legislației în domeniu, pe suport de hârtie și în format electronic, făcându-se în continuare corelări între acestea. Cu privire la acest aspect, menționez că această sarcină este mai greu de realizat în momentul de față, motivat de faptul că volumul de muncă este foarte mare, modificările efectuate în registrele agricole sunt numeroase, un număr mare de transferuri de proprietate, dezbateri de scrieri de poziții noi, radieri de poziții vechi, încheiere de contracte de arendă, ceea ce presupune înscrieri manuale pe suport de hârtie, dar și în paralel electronic. Pe lângă aceste aspecte mai intervine și aplicația informatică a cărei funcționare devine greoaie de multe ori. Toate acestea am constatat că în funcționarul public care exercită această activitate ține evidența corectă, dar există și excepții cu privire la aplicația în format electronic. Având în vedere acest aspect, am propus în anexă la proiectul de hotărâre un plan de măsuri care trebuie adus la îndeplinire în vederea desfășurării activității în bune condiții la Registrul Agricol, planul de măsuri pe care aș dori să-l analizați și să-l aprobați. Așteptăm și din partea dumneavoastră propuneri care poate nu au fost cuprinse în conținutul proiectului de hotărâre, fie omisiuni, fie nerori în cauză. Față de cele prezentate, rog aprobarea prezentului proiect de hotărâre. O să vă spun, o să vă dau citire planului de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în Registrul Agricol. Măsura propusă. Înscrierea datelor în Registrul Agricol se va face numai în baza declarației scrise, dată pe propria răspundere de capul gospodăriei sau în lipsa acestuia de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exercițiu, la care vor fi anexate documente referitoare la clădiri și terenuri, a titularului drepturilor de proprietate asupra acestora, precum și a schimbării categoriei de folosință cu respectarea legislației în domeniul Registrului Agricol. Termen permanent, răspunde doamna Statache Gabriela Carmea, inspector cu atribuții privind Registrul Agricol. Altă măsură. La înscrierea gospodăriilor în Registrul Agricol se va avea în vedere numărul de case atribuit în anul 2011 înaintea recensământului populației și a locuințelor. Termen permanent, doamna Statache. Contractele de arendare prezentate de secretarul comunei vor fi înregistrate corespunzător atât la poziția de rol a proprietarului, cât și a arendașului, evitându-se înregistrările duble pentru aceeași suprafață de teren. Termen permanent, doamna Statache. La poziția de rol unde nu au fost completate toate datele de identificare a membrilor familiei, se vor face completarea acestora. La fel. Se va efectua afișajul și înștiințarea populației cu privire la procedura și termenele de înregistrare în registrele agricole. Sarcină permanentă, doamna Statache. Se va face centralizarea datelor în registrele agricole pe comună la perioadele stabilite de lege, în așa fel încât în permanent conducerea comunei să cunoască situația privind cultivarea terenilor, producția vegetală și animală, precum și mișcarea efectivă a animalelor și să se poată întocmi dările de seamă statistice cerute. Termenul este 15-12-2015, răspunde doamna Statache. Persoana responsabilă cu urbanismul va informa permanent agentul agricol cu privire la construcțiile noi, finalizate sau în curs de finalizare, în vederea înregistrării acestora pe baza actelor justificative. Termen permanent, răspunde domnul Mihalache, referent cu urbanismul. Monitorizarea activității persoanelor cu atribuții privind înscrierea datelor în registrul agricol pe suport de hârtie, cât și în format electronic. Termen permanent, răspunde secretarul comunei. Întrucât culegerea datelor este foarte greoaie, până la finalizarea înscrierilor, agentul agricol se va deplasa la gospodăriile din comună pentru luarea datelor necesare completării Registrului Agricol. Termen permanent, răspunde doamna Statache, inspector cu atribuții privind Registrul Agricol. Dacă există discuții pe tema la această chestie tehnică, izvorâtă din practică, de cine desfășoară activitatea asta, știi exact ce? Oricum, e mai mult mai ușor și pentru lucrătorul de la... Noi mergem pe mâna și pentru specialiștilor care sunt pentru cei care vin să din post, mult mai mult cu calculatorul. Și mult mai sigur. Deci să punem la vot, da? Cine este pentru? S-a abținut cineva? Împotrivă? Deci cum am limitat. De la punctul 7. Punctul 7. Referitor la punctul 7. Vreau să inițiez un studiu de fezabilitate pentru asfaltarea unor drumuri de interes local din comună. Știți că am discutat noi de drumul de la Gutinaș, care face legături de la școală la biserică, pentru a elimina și acea ruptură de mal. Și am luat legătura cu o firmă de consultanță, ne-am uitat pe ghidul solicitantului și să vedem cam ce punctaj putem realiza. Deci inițial a fost drumul de la Gutinaș și drumul de la podul Ștefan cel Mare, de la canton. Ca să poți să faci punctaj, drumul pe care vrei să-l îmbunătățești, să-l asfaltezi, trebuie să deservească și anumite unități de cultură și de cult. Deci acolo și cultură și cult. Nu, nu. Acolo, ca să faci un kilometru de drum numai pentru podul Ștefan cel Mare, și ăla e obiectiv turistic. E monument istoric. Și am luat în calcul, ne-am uitat pe ghidul solicitant să văd unde poți să prinzi punctaj. Ăla la Gutinaș este bun, este biserica. Și biserica și cimitirul. Unde mai poți obține punctaj? Dacă drumul deservește o firmă care a accesat fonduri europene. Și ne-am gândit la ferma veche, care a accesat un fonduri europene, vreo 400.000 de euro. Și ne-am gândit la tronsonul ăla de drum, de la terminarea asfaltului la Bogdana până la canton. Da. Ce se mai punctează? Se punctează drumul care face legătura cu drumul național, care face legătura și cu gara. Și ne-am gândit la tronsonul ăla de drum de 50 de metri de la gara, intrarea la gara, drumul ăla de acces. Fără rond, fără rond. Numai că nu avem nevoie să facem investiții prea mari acolo, dar prindem, luăm punctaj. Deci când faci traversarea terenului. Mai este ulița de la Căminul Cultural, între Cămin și Poliție. Face legătura, deservește Căminul Cultural, obiectiv de cultură. Și iar facem un punctaj bun cu ulița aia de la Rădeana, de la Tine, care duce la biserică și la școală. Până la școală. Deci nu merge. Nu, nici fondurile nu sunt suficiente ca să faci. Valoarea unui proiect de asta este de unei investiții este de 1.000.000 de euro. Deci, toate pot fi cuprinse în aceeași valoare, dar să fie menționate fiecare separat. Noi aveam prins în domeniul public drumul de la Gutinaș. Avem prins în domeniul public ulița de la Rădeana. Dar nu aveam porțiunea de drum de la ferma veche, nu aveam ulița asta dintre Căminul Cultural și Poliție, gara. Nu aveam intrarea la gară și acum am mai prins, așa, pentru viitor, că nu era prins, dar care nu face obiectul acestui proiect, ulița de la satul Negoiești, Cătunul Gârbovana, e cel care duce la biserica ortodoxă pe deal. Numai de la asfalt și până sus, nu? Da. Și apoi într-un solnic. Nu știu ce vreau presupune, zic și eu, ca punctaj. Discutați noi da, care... cu terenul de la școală, școala veche, la Negoiești? Mi se pare că iese în domeniu. În primar, dar la Jăvreni nu se poate prinde. La Jăvreni nu se poate prinde. Se poate prinde și școala și poate prinde și biserica. Poate să prindă, da, dar e o distanță mult mai mare de unde au rămas cu asfaltul și până la biserică. Trebuie rezolvat hainele. Nu poți sări pe aia. Deci nu sunt bani suficienți. Dar nu văd de ce faceți la... la gara acolo. Pentru punctaj. Ca să prindem noi punctajul destul de clar. Păi da, da, aici Neanicule, la gară faci 50 de metri și acolo îți trebuie 500 de metri. Și nu înțelegi, punctajul poate e nimic. Acolo e prioritară. Oamenii tot mereu zice, băi da, ați făcut pentru deșteri și proști au rămas așa. Da, dar nu putem renunța la niște bucățele de câte 50-100 de metri, unde prinzi 10 puncte, să zicem, prinzi 10 puncte și de acolo la 500 de metri prinzi 2 puncte. Sau poate chiar 10, dar ai 10 ori mai mult. Nu prind, nu prind. 10 ori mai mult. E bine dacă ai primit la 10 puncte la 500 de metri, că iau de valoare. Deci asta... Să spunem că îndeplinim punctajul, proiectul ăsta, cine a financiar? Cine a bugetează? Dacă e voință, nu se poate face... Investiții, proiectul sau investiții? Investiții, pardon, nu proiect. Investiția din fondurile europene. Am pusesc o discuție cu... Fără participarea noastră? Acolo, cu Șpăghin la Rădeana. Fără. Acum ascultați-o rea. Având în vedere că drumul care este îngust pe judoi. Haideți să nu ne abatem. Deci, eu am făcut o propunere de introducere în domeniul public. Am dat o explicație de ce le-am... Așa. Restul, dacă vreți, mai discutăm la diverse. Deci noi discutăm acum pe... Nu trebuie să aprobăm ăsta? Păi da, da, dar nu proiectul. Eu am venit cu o explicație de ce. De ce am trecut în domeniul public. Deci nu e acum, dacă este să aprobăm ceva, tabelul ăsta de trecere în domeniul public. Nu vorbim că asfaltăm drumul ăla, poate asfaltăm altul. Asta da. Dar nu știți ce este pe ordinea de zi? Eu am dat niște explicații, am motivat faptul de ce am trecut în domeniul public. Văd că sunt euforici când sunt și face astea, neapărat acum. O să fac, sigur. Să fac sigur. Normal. Haideți să punem la vot. Cine este pentru? S-a abținut cineva? Împotrivă? Deci unanimitate? Dăm citire la punctul 8. Da. Referitor la punctul 8, noi când am aprobat impozite și taxe, am aprobat și scutirile. Și era un punct unde se scuteau de la litera articolul 456 și spunea așa că când am aprobat noi codul fiscal. Consiliul Local poate hotărî scutirea sau reducerea impozitului și a taxelor pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri potrivit litere de la A la R. Ei, atunci n-am intrat în tot conținutul codului fiscal și ca să facem ca un regulament la aceste scutiri, ce înseamnă articolul A, B, C. Deci, potrivit articolului 456 alineatul 2 din legea 227/2015 privind codul fiscal, se acordă scutiri la plata impozitului taxe pe clădiri pentru, vă spun acum, clădirile care potrivit legii sunt clasate ca monumente istorice de arhitectură sau arheologice, muzee, ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice. B. Clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecție altele decât monumentele istorice amplasate în zona de protecție ale monumentelor istorice și în zonele construite protejate. C. Clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale. D. Clădiri restituite potrivit articolul 16 din legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afecțiunea de interes public. E. Clădirile retrocedate potrivit articolului 1 alineatul 10 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată cu modificările și completările ulterioare pentru perioada pentru care proprietarul menține afecțiunea de interes public. F. Clădirile restituite potrivit articolului 1 alineatul 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 83/99 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată pentru perioada pentru care proprietarul menține afecțiunea de interes public. G. Clădire nouă cu destinație de locuință realizată în condiții legii locuinței numărul 114/96 republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și clădirea cu destinație de locuință realizată în baza de credite în conformitate cu ordonanța Guvernului 19/94 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe aprobată cu modificări și completări prin legea numărul 82/95 cu modificările și completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesta. H. Clădirile afectate de calamități naturale pentru o perioadă de 5 ani, începând cu 1 ianuarie anului în care s-a produs evenimentul. I. Clădirea folosită ca domiciliu aflat în proprietate sau coproprietatea persoanelor prevăzută la articolul 3 alineatul 1 litera B și articolul 4 alineatul 1 din legea 341/2004, modificările și completările ulterioare. J. Clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietate sau coproprietatea persoanelor la căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară, ori consta în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau altul ajutor social. K. Clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat de minimis, având un obiectiv prevăzut de legislație în domeniul ajutorului de stat. El, clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice pe baza procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție și recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în ordonanța de urgență a Guvernului 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe aprobată cu modificările și completările prin legea numărul 158/2011 cu modificările și completările ulterioare. M. Clădire unde nu au fost executate lucrări în condiții legii 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitecturale, ambientale a clădirilor cu modificările și completările ulterioare. N. Clădire deținute de cooperațiile de consum sau meșteșugărești și de societățile cooperative agricole în condiții de elaborării unor scheme de ajutor de stat de minimis, având un obiectiv prevăzut de legislație în domeniul ajutorului de stat. Și clădirile deținute de Asociația Dezvoltare Intercomunitară. Să le citesc pe toate? Nu, ar trebui specificat dacă am noi în comun. Deci asta este... Noi am făcut ca un regulament și asta trebuie dus la îndeplinire de personalul de la primărie care se ocupă de impozite și taxe, ca să știe pe cine scutește conform hotărârii Consiliului Local. Are și o temei legal. Da. Nu putem lua doar și noi. Aș vrea să vă întreb ceva. La punctul el, am văzut că vorbă de reabilitarea demnică a unor și vă faci trimitere la bloc. Ceea ce m-a deranjat și numai la bloc sau oameni, de la casă. Acolo sunt mai mulți și poate să votezi mai mult sau care treabă. Nu știu, nu știu. Punctul el. Și la casă, trebuie să aduci justificare că ai plecat-o. Nu neapărat. Da, da. Nu e numai pentru la bloc. Și mediul rural. Deci clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de investiții, intervenție pentru creșterea performanței energetice pe baza procesului verbal de recepție la terminarea lucrării întocmit în condițiile legii prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică, după cazul raportului de audit energetic, astfel cum este prevăzut în ordonanță așa, privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobat cu modificările deci exemplifică blocul, da, casa aceea. Deci trebuie stabilit legiuitorul. Mitru, da. Păi dacă e bloc în mediu și bloc, da. Și casă ceară, mă revin. Da, bloc de locuințe construite pe strămâni. Vă dau ca un exemplu, deci nu ca un caz particular. Deci probabil că se referă și la caz, da? Păi bloc de locuințe stau mai multe persoane, e normal acolo. E tot și caz e tot un bloc de locuințe. Deci e normal. Unii stau eu, deci nu e normal. Sau unii stai dumneata. Dar e normal, e normal că e bloc de locuințe. Poți să beneficiezi, măcar. Haideți, mai există cineva. Dacă să scrie cineva la discuție, nu stăm deja. Haideți să punem la vot. Cine este? Pentru? Da, e normal. Împotrivă? Se abține? Unanimitate. Haideți să dăm citire la punctul 9. Având în vedere prevederile articolului 19 alineatul 1 din legea Educației Naționale numărul 1/2011 cu modificări și completări ulterioare, potrivit căreia sistemul național de învățământ, unitățile de învățământ de stat au personalitate juridică dacă se organizează și funcționează după cum urmează. A. Cu minim 300 de elevi. B. Cu minim 300 de elevi preșcolari și antepreșcolari. Cu minim 150 de preșcolari și antepreșcolari. Cu minim 100 de elevi și sau preșcolari în cazul unităților de învățământ special. Pentru asigurarea accesului egal la educație și formare profesională, autoritățile administrației publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor școlare, aprobă organizarea, funcționarea și, după caz, dizolvarea unor structuri de învățământ fără personalitate juridică, ca părți ale unei unități de învățământ cu personalitate juridică și subordonate aceluiași ordonator principal de credit în condițiile legii. Având în vedere prevederea articolului 61 alineatele 1 și 2 din legea 1 din 5/2011, legea Educației Naționale, rețeaua școlară este formată din totalitatea unităților de învățământ acreditate, respectiv autorizate provizoriu. Rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se organizează de către autoritățile administrației publice locale cu avizul conform al inspectoratelor școlare. Pentru învățământul special liceal și special post-liceal, rețeaua școlară se organizează de către Consiliul Județean, respectiv de către Consiliul Local al sectoarelor municipiului București, cu consultarea partenerilor sociali și cu avizul conform al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Având în vedere adresa numărul 77 din 12/1/2016 a Inspectoratului Județean Bacău, prin care s-a emis avizul conform privind organizarea rețelei școlare, având în vedere aceste considerente, Consiliul Local s-a aprobat proiectul de hotărâre inițial. Avem o anexă la acest proiect de hotărâre. Deci, formată rețeaua școlară a Comunei Ștefan cel Mare pentru anul școlar 2016-2017 a unităților de învățământ cu personalitate juridică. Unitatea de învățământ cu personalitate juridică este Școala Gimnazială numărul 1, satul Negoiești, Comuna Ștefan cel Mare, și ca structuri arondate sunt Școala Primară, sat Gutinaș, Comuna Ștefan cel Mare, Grădinița cu program normal numărul 2, sat Vișoara, Grădinița cu program normal numărul 1, sat Negoiești, Grădinița cu program normal sat Rădeana, Grădinița cu program normal sat Gutinaș. De la Vișoara iar o să fie o singură grădiniță. Dacă nu o să fie copii, dacă o să fie copii, se revine la... Da, asta e, da? Dacă aveți la diverse, o să vă mai spun eu ceva și legat de grădinițe. Vă înscriți să aveți ceva discuții la punctul respectiv? Deci îl punem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Unanimitate. Punctul 10. Dăm citire. La punctul 10, o aprobare a înființării societății comerciale Servutil Ștefan cel Mare și având ca cu asociat unic unitatea administrativ-teritorială. Știți că am discutat noi să ne facem un serviciu de alimentare cu apă la nivel de comună, ca să nu mai dăm la CRAB sistemul de alimentare cu apă și canalizare de la ultimul. Da, și inclusiv Gutinașul. Deci, trebuie neapărat să înființăm această societate comercială care să administreze sistemul de alimentare cu apă și canalizare. Avem o problemă cu ANRSC-ul. Ei ne-au spus că nu este voie ca să funcționeze două firme pe raza aceleiași comune. Le-am cerut un articol de lege care să ne interzică chestia asta. Nu este. Ei spun că motivează că au un regulament de funcționare al lor. Le-am cerut un punct de vedere, încă nu ni l-au transmis, dar noi totuși înființăm această societate. Pe până la urmă nu se știe. Dacă chiar așa o fi, noi încercăm să luăm, să reziliem contractul vechi cu CRAB-ul și tot o să fie nevoie de această societate. Deci, să vă citesc proiectul de hotărâre. Se aprobă înființarea societății comerciale Servutil Ștefan cel Mare SRL cu asociat unic unitatea administrativ teritorială Comuna Ștefan cel Mare, Județul Bacău. Articolul 2. Societatea înființată în condițiile articolului 1 va avea ca obiect exclusiv de activitate, conform legii 51/2006, furnizarea, prestarea serviciilor de utilități publice locale destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de apă, de pe raza competentă a unității administrativ-teritoriale a Comunei Ștefan cel Mare, Județul Bacău, potrivit activităților prevăzute la litera E, și anume distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare din anexa la ordinul președintelui Institutului Național de Statistică numărul 337 din 24/2007, care actualizează clasificarea activităților din economia națională, cod CAIEN, codurile CAIEN aprobate prin hotărârea Guvernului 656/97 și cum ar fi activități autofinanțate. Codul ăsta CAIEN, codul CAIEN 36 este captarea, tratarea și distribuția apei, 37 colectarea și epurarea apelor uzate, 38 colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor, activități de recuperare a materialelor reciclabile, 39 activități și servicii de contaminare. Se numește în funcția de administrator al societății, înființat în condițiile articolului 1 din prezenta hotărâre, domnul Hazaparu Radu George, domiciliat în orașul Târgu Ocna, Bulevardul Republicii, bloc F5, scara A, etajul 1, apartament 7, Județul Bacău, având carte de identitate, CNP, până la data organizării concursului, în condițiile prevăzute de hotărârea Guvernului numărul 364 din 10 mai 99 pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea contractelor de administrare a companiilor, societăților naționale, a societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, precum și a regulilor autonome. Articolul 4. Se aprobă capitalul social subscris și vărsat în sumă de 200 de lei pentru societatea înființată în condițiile articolului 1 din prezenta hotărârii. Articolul 5. Se aprobă darea în folosință gratuită din domeniul public al Comunei Ștefan cel Mare și administrarea Consiliului Local a unui spațiu cu suprafață 32 m² din imobilul sala de ședință, sediul administrativ al Primăriei Comunei Ștefan cel Mare, situat în satul Negoiești, Comuna Ștefan cel Mare, numărul 20, către Servutil Ștefan cel Mare, SRL, pe toată perioada de desfășurare a activității pentru destinația de sediu administrativ. Articolul 6. SC Servutil Ștefan cel Mare va putea primi în administrarea bunuri ce fac parte din domeniul public sau privat al comunei, după caz, aceste bunuri neputând fi înstrăinate fără aprobarea Consiliului Local Ștefan cel Mare. Aceste bunuri vor fi evidențiate distinct în contabilitate, neputând fi introduse în capitalul social al societății, ele făcând obiectul unor contracte de administrare, dar în folosință, concesiune sau închiriere, după caz potrivit legii. Articolul 7. Se interzicește domnul administrator Hazaparu Radu George să reprezinte și să semneze în numele și pentru OAT Comuna Ștefan cel Mare toate actele procedurale necesare înființării, obținerii personalității juridice, cod fiscal și cod bancar a noii societăți. Articolul 7. Prin grijă secretarul Comunei, prezenta hotărâre se va comunica instituției prefectului de Bacău, primarul Comuna Ștefan cel Mare. Da, există discuții? Domnul Marin. Domnul primar, văd că aceste lucruri le-ați făcut cu o rapiditate scoasă din comun și fără acordul nostru prealabil de discuții. Dacă nu aveți normele și metodologia NRC CSE-ului. De ce ați înființat sau vreți să înființați această firmă? Și aș mai întreba, să nu mai întreb de altele, că sunt inutil să întreb, că sigur nu găsesc răspuns juridic. Aș întreba-o pe doamna juristă, în cazul să nu-mi dați. De ce, domnul Hazaparu, de ce nu avem timp să scoatem la concurs un post? Care-i problema? Vă puneți neamurile, nepoții, ce nu mai aduceți verii pe aici. Dar eu așa văd. Din punct meu de consumier. Așa gândești tu, ca percepi. Da. Deci am spus foarte bine. Eu cred că pricep normal. Și fără să mi... Se împuternicește domnul Hazaparu Radu George până la scoaterea la concurs. Deci el ce să facă? Să umbli pentru înființarea societății. Și atât. Nu o să fie el administratorul societății după ce să înființează societatea. Nu așa am spus? Nu așa am citit? Și chiar dacă... Lasă-mă să vorbesc, nu te completa tu acum cu el. Că nu fac eu polemică cu voi. Polemică. Da. Și după aia, administratorul tot Consiliul Local. Deci, la cuvânt și tu. Da, vorbiți, domnul primar, eu vă ascult. Așa. Și de ce, cu ce rapiditate, dar cu ce să te consult? Eu acum vin și consult Consiliul Local pentru înființarea societății. Păi, dar dumneavoastră ne aduceți nouă sisteme. Dar noi avem două sisteme, avem trei sate unde funcționează alimentarea cu apă și n-avem oameni angajați care să răspundă de sistemele astea. Ne rugăm de unul și de altul. Da, aveți un punct de vedere de la Consiliul Județean, că avem... Dar ce treabă are Consiliul Județean? Dar ce treabă are Consiliul Județean? Ce treabă are Consiliul Județean? Păi investiția... Și, de exemplu, la Bogdana ce treabă a avut societatea de CRAB? Este contract de administrare. Corect. Da. Și nu vrem să mai dăm la CRAB. Vrem să ne facem noi serviciul nostru. Poate atunci erau abonați mai puțin și nu se justifica să faci o societate de asta. Acum s-a mărit numărul de abonați și de servicii, atunci merită să faci o asociație. Trebuie să vă povniți aici, îmi dați un răspuns. Păi da, dar ce vii cu acuze cu neamuri, că angajați neamuri? Care neamuri? Eu n-am acuzat. Păi, dar nu vezi... Păi cum? Dar ce? Asta ce? Nu-i acuză? Dar ce-i prostie? Ce e dacă nu-i acuză? Nu, dar nu-i neam. Cu ce să fie neam? Ai înțeles greșit, Rubică. Ai înțeles greșit. E posibil, domnul. E, dar de asta este bine. Deci, dacă nu s-a înțeles, n-a înțeles cineva și pune o problemă de genul ăsta, poate nu s-a înțeles. Și alți consilieri n-au înțeles alte lucruri, cum stau și... Na, de asta îți cere explicații. Luați-vă apărarea unul la altul. Completați-vă prostia de la unul la altul. Asta e o chestie ostentativă, deci nu e o chestie. Lămurit. Una e lămurirea și alta e afirmația. Și trebuia să consulte o Consiliul Local. Nu acum am venit în fața Consiliului Local. Păi da, dar aveți un punct de vedere de la Consiliul Forului Superior. La Ferești, o pompă, eu știu ce mai avem acolo. Și așa tot noi, tot Consiliul Local. Iar e gropisare. Eu m-aș întreba așa, ce s-ar întâmpla dacă ați fi unul din voi primari? Și puneți probleme. Rămâneți văzut asta. Eu v-am întrebat ceva și răspundeți, nu cu altă întrebare. Rămâneți văzut ce vom face noi atunci. Da, CRAB-ul de unde are bani ca să intervină? O societate mare și cu aport care... Aport de unde? Nu-i de la populație? La beneficiari. Și aici nu se pune o taxă. Dar noi am vorbit, dar tu crezi că îți dă bine ții pe... Bă, închideți un pic. Nu închideți deloc, lasă... Dar tu asta gândești. Eu vorbesc cum gândesc eu, normal că vorbesc cum gândesc. Vorbesc cum gândești altul. Dar gândești prost. Eu am întrebat impactul financiar. Eu ce-am spus când am mai discutat să înființăm noi. Fixăm un preț care să fie bun și pentru populație, să acopere cheltuielile salariale și un fond de rulment, să rămână un fond de rulment pentru oricare intervenții. Nu facem profit noi. Că nici nu poți să folosești banii de la societate pentru altceva, nici nu poți să alimentezi cu bani din altă parte societatea. Este activitatea autofinanțată. Da, autofinanțată. Eu am întrebat de impactul financiar, nu de alte chestii. Ia să explicați. Deci dacă financiar se implică primăria, deci în spieță. Primăria trebuie să se implică, societatea respectivă. Dacă n-ai în cont bani, domnul președinte, ce faci? Domnul președinte, vreau să mă... Mărești de taxă la canalizare. Domnul președinte, vreau să mă spun și eu. Deci dacă facem treaba asta, și este benefic, este foarte bine, eu am înțeles cum stau lucrurile. Nu putem să trecem și gunoiul tot aici? Da. Mașini. De aici nu se mașini să cumperi. Investiții. Nu, investiții sunt. Băi, gândiți-vă ce spune înainte de a deschide gura. Gândiți-o leacă, treceți-o leacă pe fil promință. Păi da, domnul primar, dar pe mine mă macină treaba asta. Păi nu se poate, te macină pe tine, da. Te macină pe tine, tu mă... Costuri foarte mari. Păi ca să faci colectare de gunoi, trebuie să ai licență. Trebuie să ai aprobare de la NRSC. Și nu are oricine. Uite, Vasilii... Nechifor, dar el o colectat. El nu îndeplinește condiții. Dar primăria Berzum, cum de are domnul primar făcut? Și atât, o a avut. Păi și are și acum. Nu mai are. Și acum. Nu mai are, tată, nu mai are. Și noi la... Și acolo colectează tot Romprest. Avea licență? Deci ei văd gunoiul singur, cei la ei în ogradă, dar nu realizează ce se întâmplă cu gunoiul de la tine în ogradă până ajunge să mai fie inofensiv pentru mediu. Îl duce, îl sortează, îl neutralizează, în care nu ai posibilitate la nivelul... Dar contractul cu depozitul ăla are o persoană, nu te poți duce și tu. O societate. Și e o chestie intermediară. Deci nu-i finalul depozitul ăsta intermediar. Deci de aici se va duce mai departe. E un proces enorm. Și altă chestie. Asta este obiectivul de activitate acum. După aia, ca la orice societate, te duci la Registrul Comerțului și mai adaugi. În funcție de ce... Poți să faci, dar cum să nu? Poți să faci. Domnul primar, noi avem să operăm cu apa? N-avem. Înființarea societății. Nici nu putem să o obținem, niciodată. N-avem oameni profesioniști. Păi da. Că cu apa nu te joci. Trebuie să ai laborator, să faci tu o analiză. Ce faci? Domnul Marin, aici nu... Dar nu mai susține prostii, băi! Dar nu mai susține prostii, mă! Trebuie să ai laborator! Dar ce trebuie să ai? Dar ce, dacă duci apa la laborator, la Direcția de Sănătate Publică? Ei vin și fac... Da, și aia costă! Ce costă? Costă! Și ca să ai laboratorul tău, nu costă! Păi nu poți să-l faci, că nu-l standardizezi niciodată, de-abia îl standardizezi în vestea. Voi ori nu pricepiți, ori sunteți rău intenționați de fiecare dată. Eu pricep altceva. Că nu ne ascundeți niște disrupturi aici. Cum să fie ascunse din disrupturi? Să sunt cu iză electorală. Să frică de campanie electorală. Eu nu mă gândesc la treaba. S-a uitat că mai anul trecut, când CRAB o anunțat sau o forțat unitățile teritoriale agricultură, nu va mări prețul la apă. Și atunci îi măresc tot. Numai tot de atunci am zis să ne facem la serviciu. Deci atunci încercăm să găsim niște metode prin care să scăpăm de... Și când suntem în situația de a finaliza o propunere, nu-i bun. Nu-i bun, da, că sunt de desubturi. Aduceți licența de la ANRSC, nu mai ai vorbit. Tu chiar ești bătut în cap, Robic. Licența o ai? Dar întâi să trebuie să ai firmă ca să ai licență. La ce ești licența? Iau ordinea. Dar nu-ți rușine, așa o leacă. Nu vreau să votez, nu vreau să votez. Dar nu vota! Păi dar ce? Și am pus un punct de vedere. Dar nu m-am mai trofocat pe mine atâta, nu m-am mai măcinat atâta pe mine. Și am pus un punct de vedere. Ești chiar nesimțit de acum. Concluziile le tragi, cum vrei. E votul meu, nu vreau să spun cum vrei. Conduceți-a ca lumea, nu mai e de vieri, că iar vă las așa. Domnul Răilean. Domnilor consilieri, eu am fost printre primii care m-am declarat de acord cu înființarea acestui serviciu, fiindcă el este benefic. Marin Romeo susține că lucrează la această instituție, la CRAB, și plecând unitate cu unitate, retrăgându-se din CRAB, pierd teren. Și pierd teren. Fraților, vă informez o treabă. Domnul primar nu a amintit-o, dar o amintesc eu. Știți că de când instalația noastră de apă Bogdana Ștefan cel Mare, Negoiești, este administrată de CRAB. Are un băiat aici, sigur, el își face datoria. Îi dăm și noi ajutor, că se sparge colo, curge colo, avem pierdere. De câte ori s-a anunțat defectarea unui hidrant, deci a unei guri de incendiu, de atâtea ori CRAB-ul a trimis oameni și în loc să repare acel hidrant, l-a anulat. L-a eliminat. Și acum a venit Județul Bacău să ne întrebe că din 38 de guri de hidrant, câte funcționează. Și funcționează 20 sau nu știu câte, că restul sunt plini. Așa. Dar de ce să nu avem noi? Apa izvorăște din pământurile noastre, curge și alimentează gospodăriile noastre. oameni avem pricepuți, chiar foarte pricepuți. Ba, lucrează câțiva de 3 luni de zile, dacă nu mai mult, domnul. Mai mult voluntariat. Domnule, te rog frumos să mă las. Te rog eu mult de tot. Fii disciplinat așa. Eu n-am intervenit în discuția voastră. Din aceste motive, dacă ne înființăm această unitate, care n-are nimic comun, este ceva pe lângă primăria Ștefan cel Mare. Și amintiți-vă că în luna, spre sfârșitul anului 2015, noi am mai discutat despre această problemă de înființarea unui serviciu public de apă și am fost de acord. N-ați mai fost de acord și cu alte probleme și iată că în curtea noastră, așa cu toate abținerile, cu toate voturile împotrivă, a apărut acel utilaj buldo-excavator cu fel de probleme și chiar acum, cu ocazia înzăpezirii, a făcut treabă, domnule, s-a dus pe dealurile Gutinașului și a dezăpezit chiar așa cum trebuie, pe lângă celelalte. Am derivat deja la subiect, domnul. Da. Băi, dar ești președinte, nu mai fi tu diștept, mă, atâta. Băi, și iată de ce este bine să fim de acord. Avem oameni. Eu deviez la subiect și al consilier, nu trebuie să stau după că deviază subiectul în altă parte. Băi, îmi pare rău că îți mai scad o notă la purtare, că eu ți-am mai spus ție niște. Stai cu minte în banca ta. Lasă-mă cu laudele. Că se vedem ce facem. Am înțeles, este foarte bine. Dă primul, lungim cu laudile atâta ca bătipul comunist. Dă-mă cu minte, mă. Dă-i cu minte că ești... Băi, vrei să te jignesc chiar în ședință? Haideți să... Problema este benefică. Nu-ți faci treaba de președinte. Este benefică. Ce poate să fac? De afară, băi, din ședință, băi, de afară. Alta poate să facă. Te scoate afară, mai conform regulamentului, te scoate afară și stai. Dar numai pe minimă... Păi pe cine? Că tu ce știi? Dacă tu nu mă adiești, n-ar vrea să trăim că ne-ai făcut. Dacă te baghează subiectul la altă parte. Băi, voi veniți, sunteți după altă lume, căzuța. Voi nu sunteți la locul potrivit, voi. Faceți niște greșeli. Nu mai dați replică, lăsați. Vă rog frumos. Eu mă declar de acord cu înființarea acestui serviciu. Avem și oameni și ne vom putea descurca fără. Administratorul care l-a subliniat primarul este până la înființarea, ați auzit foarte bine, să ține concurs, nu o să fie, dar el o primi sarcină acum din partea primarului, ca un donator de credit, să se ocupe de toată documentația asta care necesită înființarea acestei. Mulțumesc, vă declar de acord. Domnul Matei. Da. Domnul consilier, fiecare facem ce putem și ce ne duce la urma urmei mintea. Și cu asta vis-a-vis de ceea ce spunem. Dar, gândiți-vă dumneavoastră că ajungi în stadiul în care suntem vis-a-vis de alimentare cu apă. Păi este o cinste, o onoare pentru cei care s-au luptat pentru treaba asta, ca să lumea să aibă apă. Pentru că elementul prioritar este apa. Ori dacă se încearcă domnul Matei, hai discutăm de înființarea acestei societăți. Dar este utilă și foarte necesară. Cu atât mai mult cu cât cei de la beneficiarii de la 416 și până acum au contribuit foarte mult. Și deci, de acum dacă ea noastră societatea și mai mult, și prețul de cost probabil că va scădea, dar în beneficiul oamenilor. Deci sunt tot în Consiliul Local să hotărăști dacă va crește prețul, dacă... Apropo, dacă nu o să crească niciodată cum crește la CRAB. Acolo sunt multe funcții de ținut. Apropo de preț, mă aduc aminte la o ședință. Dumneavoastră, noi consilieri n-am fost de acord cu prețul pus de ei și tot ne-au dat bistănaș și l-au pus cum au vrut ei. Noi am fost împotrivă și ei l-au ridicat. Dar nu știți o chestie. Când a sunat directorul atunci de față cu... Noi n-am fost de acord cu prețul majorat și după aia ne-au facturat nouă primărie 70 ceva de milioane. Diferența de preț de la cel care l-am menținut noi, până la cel care ne punea ei. Noi îi puteam nou. Da, vreți să ce nu este CRAB-ul, ce are regeu la București. Nu, CRAB-ul, nu. Nu. ANRC-ul. Nu, dar cum se cheamă. Mai e cineva care vrea să mai... Haideți să punem la vot. Cine este pentru? S-a abținut cineva? Împotrivă? Deci unanimitate. Nu. Împotrivă. Împotrivă. Diverse. Cine se înscrie? Ați uitat să-l filmați, apropo, când acolo îmi pun? Da, nu contează. Alte diverse, mă dă-mi. Că îmi furi banii la biserică. La diverse. 50 la diverse. Dar tu ai fost cercetat de neamă pentru deturnare de fonduri la RAFO, nu Neavaleră. Dar și tu ai fost la... Nu, nu. Dar o să vină. O să vină, da. Totul la viitor. Domnul președinte, vreau să spun ce vreau să spun. Da. În privința distribuirii distomberoanei, dacă se mai face. Am făcut o adresă la ADIS și am solicitat deocamdată 200 de bughene. Că nu avem capacitate de depozitare. Ce v-aș ruga dacă puteți să consemnați în zona acolo unde stau eu, aș propune să se pună tot de la mari, că acolo sunt mai bătrâni, numai oameni care merg greu și sigur nu ies cu tonderul de plastic până la drum, pe ultimele acolo. Dacă s-ar putea pune două dintre alea de metal, să vină cu... Nu, alea de metal e treaba celor de la Romprest. Astea, cuberile astea de... Dar să zic, nu văd pe tante Eva și tante Rina seară cu un bani de plastic până la drum, pe ulița aia, de asta e. Așa, ca pe unii intră pe ulița aia. Păi nu, să le lăsăm la poartă și din băbuța cu sapă de gunoi până la drum. Aici e firmă privată care o câștiga licitația, nu putem noi impune chiar... La anumite persoane. Dacă se va justifica o... Deci, dacă mă pot duce la ei și cu rugăminte ca să... O cerere, dar se poate aduce acolo două containere. Ei n-au adus la nivel de comună, unde erau fixate deja locurile de amplasare. Atunci, dacă ne spuneați când mai... Când o să mai aduc, când nu se mai distribui ei. Le distribuim noi și atunci trecem din poartă în poartă. E un grafic. Trecem din poartă în poartă. Le punem într-un remorc cu tractorul și... Deci vreau să vă întreb, dar nici cu niște sugestii, noi dacă venim către ei, nu ne facem o obligație. Dar nu se scrie la tot, nu... Bă, dar parcă ești culmea, parcă nu pentru localnicii ăștia vreau ca să pun problemele, băi. Ce tot pui unul, exact pe același subiect vreau ca să vorbesc, și exact din gunoiul ăsta, din Romprestul ăsta, care nu ne servește ca lumea. Deci noi ca... Vorbim fiecare întrebă, nu unul peste altul și tot facem ca la târg. Un pic. O dau terminat, o spus că o terminat. Nu știu dacă a terminat. Nu, aia. Gândește în locul altul, dar nu gândește în locul tău. Pentru, spuneați că pentru firme se plece mai mult. Pentru noi. Dar cât e suma și cum s-o stabilit? Ce-am înțeles eu, se reduce calitatea de preluare de la obligatorii. De la 1 metru cub la 0,5 metri cub și o să fie în jur de vreo 668 de lei, cam așa. 657, cam nu știu, cam așa. Lunar. Vreo 660 de mii pe lună. Da. Asta e și la, deci se reduce de la 1 metru cub la 0,5 și în adresa aia și spune că o să fie o colectare la 2 săptămâni. Deci de 2 ori pe lună. Cantitate și frecvență. Dar... Dacă zice, depășești 0,5 metri cub, plătești mai mult. Plătești de bon și plătești. Dacă refuză să facă contract cu ei, îi plătești ca persoană. Nu-i mai dă obligați. Bă, fraților, haideți ca să știți. Noi, primăria, noi nu condiționăm niciun agent economic să facă contracte cu Romprestul. Asta am vrut să aud, e cel mai bine, bravo. Da, te așează asta. Nu, pe tine te așează, dar și pe corporații și pe noi. Că fac eu contractele, eu iau bani, eu încasez. Nu, dar este bine pentru că nu ne condiționează pe noi. Eu nu condiționez pe nimeni. Numai că o să trebuiască pentru funcționare anumite autorizații din altă parte, DSV, DSP, eu știu. Și poate aia o să-ți ceară contractul cu noi. Deci noi... Nu condiționăm eliberarea autorizațiilor de funcționare din contractul cu noi. Ca să știți. Bă, aici. Dacă ai timp acolo, spune să ai actele însoțitoare la dosar, unde une la duci. Dacă nu, primăria nu vrea să faci cu noi. S-a activ. Nu știu. Nu știu. Deci, noi primăria nu condiționăm atenție. Și atât îmi trebuie și primăria. Da, mulțumesc. Da. Domnul Dohotar, vreți? Sau v-ați înscris? M-am lămurit. Mai dorește cineva să scrie la cuvânt? Acolo vreau să... Nu. Haideți să o punem la vot. Cine e? Ce? Închide ședința. Să închide ședința. Închide ședința. Haideți să vă... Nu, înainte de a... Și eu vreau să vă spun. Avem o ofertă. De către televiziune. Ofertă film de promovare a Comuna Ștefan cel Mare. Comuna Ștefan cel Mare este legată trainii de faimosul voievod, al cărui nume îl poartă. Pe aceste meleaguri s-a născut și copilărit cel mai mare român din toate timpurile, iar comuna are și acum un pod de piatră ce o leagă de acest personaj sfânt pentru țara noastră. Sunt și multe alte mărturii ce atestă vechimea oamenilor pe meleagurile Comunei Ștefan cel Mare, pornind din epoca pietrei, continuând cu perioada dacică, daco-romană și a populațiilor migratoare și terminând cu evul mediu târziu. Cert este că tot timpul... Deci asta am primit-o, nu am scris-o noi. Cert este că tot timpul locuitorii din Ștefan cel Mare au fost oameni harnici și mândri, ca astfel toți locuitorii Văietruși. Aici a existat mereu o activitate economică ce a adus o relație, prosperitate, fie că este vorba despre agricultură sau meșteșuguri. Locurile sunt frumoase și bogate și în resurse, la fel ca zonele apropiate, iar mărturiile trecutului ar putea stârni invidia oricărei comune sau oraș mare din România. Din păcate, investitorii nu se îngrămădesc spre Ștefan cel Mare, deoarece comuna și legendele sale repovestite de Alexandru Mitru sunt prea puțin cunoscute de publicul larg. De aceea, Comuna Ștefan cel Mare are mare nevoie de un film de prezentare realizat într-un mod profesionist, care să deschidă ochii tuturor românilor și să-i facă pe localnici mai conștienți de moștenirea lor valoroasă. Deci este vorba de un reprezentant al televiziunii care are relații și cu Antena 1, cu TVR-ul, cu Prima, cu Canal D și cu IEPS. Și vrea să facă un reportaj în comună și să facă și niște filmări cu drona. Așa, pe care să le pune în după. Dacă n-ai cum să-l prezinți, n-are nicio valoare. Deci el trebuie să existe posibilitatea de... Păi, în primul rând îl pui pe site-ul primăriei. Și acolo cine îl face și în limba engleză și în română. Și cine este interesat, accesează. Da. Am mai practicat, am mai făcut la Tamash și încă o comună peste Siret. Nu știu exact unde. Și am înțeles că este singurul... Și asta are niște costuri. Deci putem realiza un film de scurtă durată despre Comuna Ștefan cel Mare, care suntem siguri că i-ar asigura în scurt timp. Am citit pe primul de la că... Suntem singurii pe plan regional care putem executa astfel de filmări. Textul filmului este realizat de un ziarist cu experiență, inclusiv în domeniul reportajelor publicitate. Prețul unei astfel de promovări eficiente este mic comparativ cu cât ar trebui plătit unui ziar, unei televiziuni sau unei reviste pentru doar 1/10 din audiența pe care ar reuși o filmul nostru. Deci nu și-au spus. Normal că... Nu au spus, nu mă aprobăm. Nu... Mă spune în 3.000 de euro. Chiar așa, fiind tot, nu sunt de acord. Deci... Că ăștia ar filma și păta lui Rădenii și sigur fură drona și după aia au plătit noi. Dacă pică, da? Păi da. Dar nu serios, dacă nu vine cu un preț, cu preț, ce faci tu prezentarea? Cine ești tu? Aici e o discuție de principiu în Consiliul Local. Dacă Consiliul Local este de acord ca să fie... După aia vine cu oferta de preț și să face selecția. Asta nu implică nimic, nici financiar, nimic. Nimic nu e, de principiu. Dacă de acord. Ca comuna noastră să fie văzută și în alte părți. Deci se filmează cu dronă. Uite, acum vă spui că an electoral și de asta facem treaba asta. Eu aș fi de acord cu așa ceva. Să promovăm comuna. Dacă ar fi niște costuri foarte mici, nu știm. Și niște obiective să le indicăm noi, să le... care sunt, cum sunt. Înainte. Eu n-am să știu acum ce prețul o să fie, cât o să ceară pentru... După aia, tot în Consiliul Local o să aprobe și ăsta. Rămân de văzut, dar... Așa ca fapt divers ce știu eu, nu știu, poate știți și alții, o oră, filmare cu drona, o filmat o prietenă mea la Costa Amza, 1.000 de euro. Așa ca fapt și intrați prin ea. Poate mult, poate puțin, cine știe. 1.000 de euro. Depinde ce știi să roați, și impactul care l-a avut în alte părți, domnul primar. Intrați prin ea, oricine aveți, de să vedeți, 1.000 de euro ora. 1.000 de euro. Eu ce am înțeles... nu știu, 2000-2500 ar fi plătit pe la Tamash, pe la... De euro. Da, da, 1000 în Madrona. Dacă îți aduci beneficii, costurile sunt foarte mari, să știi, ca să-ți aducă imagini, să-ți aducă... Dar să aducă cu adevărat. Blăgești. Blăgești. Nu, că la Blăgești trebuie și o firma lui Aresta Prima. Păi uite, poate și aici, după ce... Nu, că pune și unul de ăla de la DNA să vină. Drone-ul. Da, Fănică, mulțumim. Vă serviți cafeaua. Un pic când era bani și tot timpul de sotopite, dar mai viața și o gheciză. Și mai este sus acolo? Dar sus nu o lăsat, nu am pus de excavare.